emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu. Bine v-am regăsit în emisiunea Metope, ca în fiecare marți. Astăzi am bucuria de a avea ca invitat un fost student. Îmbătrânesc și eu, acum am foști studenți care fac doctorate, publică lucrări, cărți, țin conferințe, umblă peste tot prin lume. Invitatul meu de astăzi este Nicolae Drăgușin și de mult tot vorbeam, Nicolae, să facem emisiunea asta împreună pe o temă foarte importantă. De fapt, e tema poate cea mai importantă în societatea românească. Nicolae Drăgușin a publicat anul trecut, în 2021, o carte despre corupție. Totul nou pe frontul anticorupției a apărut la editura Humanitas. Bun, puteam să vorbim atunci, însă tema este eternă, așa că probabil și peste 10 ani, dacă facem emisiunea, o emisiune despre problema corupției, nu vom fi deplasați. Mulțumesc tare mult, Nicolae, și să începem cu cartea asta. Dar ce poți să spui tu nou despre corupție? Da, în primul rând eu mulțumesc pentru invitație și pentru ocazia de a vorbi despre un proiect care mie mi-este foarte drag. Mi-a fost și mi-e foarte drag. Ce s-ar putea spune nou despre o temă veche, cum ai bine ai spus? Da, este o temă veche pentru că practic despre corupție se vorbește dintr-un începuturile formării națiunii române, formării statului român. Citesc presa anilor 30 și abundă în acuze de corupție. Sunt convins că dacă m-aș apleca cu la fel de mare interes asupra presei de dinainte de primul război mondial, probabil că la fel de intensă aș găsi dezbaterea. S-a vorbit și după 89, se vorbește acum, probabil se va vorbi în continuare, deși îmi place să cred că nu se va mai vorbi la fel de mult. Deci, practic, această persistența acestei teme în discursul public demonstrează însăși existența fenomenului. Desigur că atunci când vorbim despre corupție, trebuie să avem în vedere și un alt lucru. Cât de mult această temă intră în vocabularul dezbaterii și acuzelor politice. Ori ceea ce se poate spune nou despre o temă veche este tocmai faptul că acum se vorbește într-un mod în care se vorbește în primul rând juridic și nu se vorbește politic. Da, asta este prima diferență substanțială. Și în al doilea rând se vorbește într-un mod juridic care să țină cont de drepturile fundamentale ale omului. Și aș vrea să mă explic. În perioada interbelică, ca să luăm această perioadă ca referință, corupția era o acuză politică. În general, acuzațiile, eu știu, între liberali și țărăniști, averescani și liberali și așa mai departe, aveau în miezul lor și acuzele de corupție. În anii 60, corupția exista și ea, și anii comunismului, corupția exista și ea, deoseori era ambalată într-o formă juridică, dar tot cu un substrat politic. Pentru că știm foarte bine, când după 1964, când n-au mai existat oficial deținuți politici, când un personaj, un cetățean, cădea în disgrația, să zic, autorităților, în mod sigur era prins cu câte ceva ca să fie acuzat apoi de corupție. Uneori se înscena, se putea și înscena. Da. Sunt medici cărora li se băgau bani în halat, mă rog, halatul fiind atârnat în cui, și după aia descindea miliția și îi lua la secție. Da? Cunosc un caz de acest gen. Era un prieten de-al tatălui meu, un om extraordinar, de un curaj formidabil, și securistul de la Călăraș, da, i-a înscenat o chestie absolut sinistră care s-a dovedit o făcătură. Asta e un caz printre multe altele.
Da, absolut. Însă după 1989 și în mod special după 2005, despre corupție se vorbește într-un cadru juridic, dar repet, care să țină cont de drepturile și libertățile fundamentale ale omului. Nu este întâmplător acest lucru pentru că practic acum avem primul mecanism, acum, adică din 2005 avem primul mecanism care să pună în balanță interesul statului de a identifica și cerceta și sancționa faptele de corupție cu drepturile și libertățile fundamentale ale omului. Deci, contrar a ceea ce s-a spus că corupția este, anticorupția este de fapt un mod de a face, de a regla anumite dispute politice, contrar a ceea ce s-a spus, de fapt, anticorupția este un, pentru prima dată, este un mecanism, o instituție care să țină cont de toate interesele aflate în joc, inclusiv ale inculpaților care, sigur, se bucură de prezumția de nevinovăție până în clipa în care primesc o sentință definitivă. Nicolae, cât de eficientă poate fi o abordare pur juridică? Adică una legată de aplicarea codului penal. Sigur că e important, da? Aspectul ăsta de represiune, de combatere cu instrumentele legii, e esențial, da? E evident că e inconturnabil, e fundamental. Dar mie mi se pare că în România de fapt, din anii 90 se tot vorbește despre corupție și mai cu seamă, mai pregnant după 2005, se vorbește în termeni juridici, dar nu sunt abordate cu adevărat cauzele profunde ale corupției. Adică DNA-ul, de pildă, combate efectele și bine face că le combate, slavă Domnului. Însă cauzele nu sunt de competența DNA-ului. Cauzele sunt tot de natură politică. Și când mă refer la politică, nu mă refer la partide, la partidul cutare sau partidul cutare, ci vorba de politici publice. Da? Una dintre tezele mele este că suprareglementarea românească explică în mare măsură faptul că la noi corupția e endemică, nu e doar rezervată unei clase politice detestabile. De fapt, ce vedem în clasa politică e numai partea vizibilă a icebergului. Corupția coboară profund în societate, adică societatea însăși este coruptă în foarte mare măsură. Este foarte adevărat, însă aici aș face o diferență între ceea ce face DNA ca să DNA, Direcția Națională Anticorupție, ca fiind o instituție însărcinată cu anchetarea unor infracțiuni din sfera corupției și asimilate, și ceea ce înseamnă corupția socială, corupția endemică. Sigur, obiectul de activitate al Direcției Naționale din Anticorupție este anchetarea cauzelor mari de corupție, însă rămâne într-adevăr mica corupție și mentalitatea aceasta care favorizează corupția. Acum, cum ar putea face DNA-ul? Sigur că identificând anumite situații de corupție și deferindu-le justiției ca apoi să fie soluționate într-un fel sau altul, practic dovedește într-un mod cum nu poate fi pus la îndoială, după toate regulile obiectivității, nu poate fi pus la îndoială aceste cauze de corupție. Asta înseamnă că ea există, dar. Nicolae, aș vrea să vorbim, să separăm chestiunile. Deci, pe de o parte, aș vrea să vorbim despre cauze. Și cauzele sunt, le-aș căuta în mentalitate, în cultură, da? Absolut. Că e o componentă culturală a corupției. Celălalt aspect ține de politici publice, da? De suprareglementare. Vreau să separăm două categorii de cauze și să vorbim de asemenea despre combaterea efectelor. Deci, practic, avem trei puncte pe care aș vrea să le abordăm.
În primul rând, chestiunea mentalității. Bun, toată lumea vorbește despre plagiate acum. Bun, nu e chiar același lucru, dar e destul de apropiat. Acum, Nicolae, tu trebuie să le spunem ascultătorilor, noi ne știm de la Berlin. Eu eram profesor la European College of Liberal Arts, acum Bard College Berlin, și Nicolae Drăgușin a venit de mai multe ori, a fost un student foarte asidu în mai multe școli de vară. Eu eram directorul școlii de vară și a făcut, repetate stagii îndelungi. Vreau să și evocăm de-al minteri perioada asta berlineză a noastră. Nu știu dacă ții minte că primul caz de plagiat pe care l-am avut la ECLA înaintea ta a fost un român. Iar cazurile de plagiat de la ECLA erau exclusiv opera unor oameni din Est. Nu copiau nemții, americanii, cine mai erau, suedezi, copiau esticii, români, ucraineni, ruși și așa mai departe, că aveam mulți studenți din Europa de Est. Deci e o problemă culturală. Iar în școlile românești, în universitățile românești, se copiază pe rupte. Tu știi lucrul ăsta că tu predai la științe politice la București, la Universitatea București. Și în această școală atât de bună, că e una dintre cele mai bune din țară, se copiază. Asta e realitatea. Și atunci îți dai seama că de fapt cazurile astea faimoase de plagiat, da, despre care vorbește toată presa, astea pe care le demască Emilia Șercan, de fapt sunt partea vizibilă a icebergului și că de fapt cea mai mare parte dintre studenți de pildă nici nu înțeleg de ce e rău. Dimpotrivă, li se pare că e grozav să plagiezi și să ajungi prim-ministru sau ministru al educației sau mai știu eu ce. Da, eu personal în activitatea la științe politice la Universitatea București nu m-am confruntat cu astfel de situații, spre bucuria mea, însă m-am confruntat într-adevăr la o altă universitate unde am fost titular de data aceasta. A fost o situație, și doar o mică paranteză ca să argumentez și să nuanțez un pic și apoi revin la problema pe care ai ridicat-o. Și de atunci am refuzat să mai dau referate, pentru că mi-am dat seama că erau la un moment dat copiate și reveneau aceeași chestii, dar zic, măi, stai că am mai citit-o odată. După aia, după două, am mai citit-o încă o dată. Și de atunci am renunțat să mai, deci pur și simplu n-am mai dat niciun fel de referat, pentru că știam că n-are nicio soartă să am. Pur și simplu m-am redus la întrebări care cereau un anumit efort de gândire din partea studentului. Acum, ca să revin, într-adevăr, e o problemă de mentalitate și care ține foarte mult cont de cât de ușor sau cât de rapid au intrat în gândirea oamenilor și în reflexul oamenilor anumite instituții, proprietatea, apoi ideea de însăși de serviciu public, pentru că oamenii care practică mica corupție, și am avut și eu în câteva cazuri, unul m-a uimit și în același timp m-a înduioșat. Un bătrânel care într-o comună din județul de unde sunt eu de origine, din județul Teleorman, m-a rugat să-l duc la București, să-l aduc. Făcuse o operație pentru că nu avea mașină, nu avea cine, în fine, era un bătrânel foarte un om foarte onorabil de altfel. Și care la întoarcere mi-a spus, era foarte încântat, asta se întâmpla în 2017, era foarte încântat de operație și spunea că i-a dat în buzunar medicului chirurg 1000 de lei. Și am spus, Brenea, cum îl cheamă pe dumnealui, Mata, nu-ți dai seama că dându-i 1000 de lei acelui medic, Mata, i-ai dat pensia pe o lună de zile unui om care într-o lună, eu știu, fi medic, chirurg, probabil cu gărzi, cu alte sporuri, câștigă de 10 ori cât Mata. Deci, practic, Mata i-ai dat toată pensia lui Mata unui om care câștigă de 10 ori mai mult decât Mata și în același timp fiind dreptul lui Mata ca pensionar să ai parte de această operație. Pentru că nu te-ai dus la spitalul privat,
și te-ai dus la un spital de stat. Mata ai plătit de-a lungul timpului cotizații și acum erai îndreptățit la acest serviciu. N-am reușit să-l convinc cu acest argument pentru că el era mulțumit că i-a reușit operația. Păi și dacă nu-ți reușea, mai puteai această șpagă? Deci chiar și cu un argument rațional, deși mi-am dat seama că cu timpul că este atât de înșurubată această mentalitate și apoi mai este o ceva foarte, foarte insidios, foarte insidios. Aproape orice, că vorbim de corupția din spitale, orice pacient pleacă de la premisa că dacă nu plătește medicul, nu se bucură de atenție. Dar aici medicul sau asistentele, că mai e și distinția asta. Da. Nicolae, trebuie să luăm o scurtă pauză publicitară și revenim apoi pentru a continua discuția. Metope, emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu. Am revenit în direct în emisiunea Metope împreună cu Nicolae Drăgușin, autorul unei cărți Totul nou pe frontul anticorupției, apărută la editura Humanitas. Și Nicolae, aș vrea să evoc o situație foarte comică de la ECLA. Da, unde am predat, de acolo ne-am cunoscut, la Berlin, la European College of Liberal Arts. Înaintea ta, prin 2005 sau poate 2004, cred că era, am avut o studentă din Belarus, foarte deșteaptă. Am uitat cum o cheamă, dar o țin minte foarte bine. Și am prins-o, plagiase. Dar cum am prins-o? Citindu-i eseul, mi-am dat seama că anumite părți ale eseului sunt mai slabe decât celelalte. Era ciudat. Unele părți ale eseului erau mai bine scrise, altele mai slabe. Alea slabe erau cele plagiate. Este incredibil. Da? Partea mai proastă din eseu era plagiată. Și i-am spus, nu-ți dai seama că e... ce ai scris tu e mult mai bun decât ce ai copiat de pe internet? Mi s-a părut extraordinar de interesant, pentru că era o fată foarte deșteaptă. Din capul ei spunea lucruri mult mai bune decât ce găsise pe internet. Și cu toate astea a copiat, a plagiat. E o chestie de mentalitate, da? Și o problemă comună țărilor est-europene, la care se mai adaugă pasivitatea pe care o cultivă învățământul românesc. Da? Faptul că e vorba mereu de bifat niște cunoștințe, de repetat ca un papagal anumite lucruri, anumite comentarii. Adică această pasivitate intelectuală care este creată de modul de predare, de curiculă, de tot sistemul nostru de învățământ, explică fenomenul ăsta. Da, sunt de acord, pentru că nu ți se cere să gândești tu cu mintea ta, ci ți se cere mai degrabă să reproduci. Când o adevărată teroare când eram în școală era să înveți comentarii. Era... Poate nu toți au avut aceeași experiență, dar erau... Cum să nu? Toți am învățat comentarii. Și care trebuia să le turui, să le spui. Și asta mi-a creat o adevărată repulsie, însă cu timpul mi-am dat seama că e un mod perfect de a crea viitori sau potențiali plagiatori. Pentru că că în cazul ăsta, atunci când trebuie de fapt să repeți niște prostii, plagiatul devine un mecanism de apărare a inteligenței. Asta e culmea. Da? Și devine o a doua natură. Se creează un habitus în sensul ăsta. Și asta explică povestea cu studenta din Belarus, da? Care din capul ei ar fi scris mult mai bine decât copiii. Dar trebuie să recunoaștem că o altă cauză a plagiatului, și plagiatul eu l-aș include în sfera corupției morale sau intelectuale, nu în sfera corupției juridice, așa cum este ea definită în legi. Da, Nicolae, deși este și aici o componentă indirect legată de juridic, pentru că există și o complicitate a anumitor profesori în privința asta.
și e mână pe mână, spală și amândouă brazul. Mai sunt și unii care își practic cumpără teza de doctorat. Adică și evident este și interesul material. De ce atât de mulți oameni vor să aibă doctorat în România? Pentru că au un spor salarial. Exact. Un spor salarial care în cele mai multe cazuri nu se justifică. Se justifică în cazul cadrelor didactice, dar nu văd de ce un militar care are doctorat e mai bine plătit decât un militar care nu are doctorat, nu are nicio noimă. Ori asta este o încurajare a plagiatului. Tocmai această, cum să spun, recompensă cu un spor salarial. Deci are legătură și cu dimensiunea judiciară, pentru că ajung să capete niște bani în plus degeaba pentru o muncă pe care de fapt au furat-o de la alții sau cumpărat-o. Apropo de o mână care o spală pe alta și legătura dintre cele două, chiar dacă noi așa conceptual le punem în două categorii aparte, corupție morală, plagiat, corupție juridică, faptele de dare, luare de mită și așa mai departe. Cele două se întâlnesc în cazuri foarte punctuale. Am văzut celebrul caz George Copos din 2005, anchetat pentru, trimis la închisoare în executarea unei pedepse pentru fapte de corupție. Deci nu putem să, noi nu putem, ca asta încercam, asta voiam să spun de la bun început, noi după 2005 nu mai putem să spunem că o pedeapsă primită în instanță definitivă nu este una corectă. Pentru că există toate mijloacele procesuale, toate mijloacele legale pentru a crede în corectitudinea acelei pedepse. O putem într-adevăr. Vreau să ridic o altă problemă și în felul ăsta trecem la efecte, că am discutat problema mentalității legat de efecte, de combaterea efectelor. Combaterea efectelor cu codul penal în mână. Ori aici există o impresie răspândită și o împărtășesc, și anume că mulți dintre cei condamnați au fost prinși cu lucruri mărunte în comparație cu ce se bănuiește despre ei. Nu vreau să dau nume, dar sunt oameni care au fost trimiși la închisoare pentru lucruri care nu erau de închisoare. Mă refer de pildă la niște angajări fictive. Da? Niște angajări fictive care duc la o condamnare cu închisoarea. În Franța, Alain Juppé, tot pentru angajări fictive, a fost condamnat cu suspendare. Acum trebuie spus ceva, că în Franța o condamnare cu suspendare doare foarte tare. Adică Alain Juppé, fiind Alain Juppé, e un om de onoare totuși, Alain Juppé, da? Pentru el o condamnare cu suspendare este o jupuire de viu. Da, omul ăsta era jupuit de viu atunci când a fost condamnat cu suspendare și a trebuit să renunțe la funcția de primar al orașului Bordeaux. Bun, în România probabil o condamnare cu suspendare nu sperie pe nimeni. Da, ce contează o condamnare cu suspendare? Însă ce vreau să spun este că anumite condamnări sunt foarte dure pentru niște lucruri care sunt mici în raport cu ce a comis respectivul personaj. Și apare întrebarea următoare. Bine, bine, am înțeles, l-ai condamnat pentru trofeul calității sau pentru angajări fictive la protecția copilului, dar cum rămâne cu celelalte dosare? Da? Pentru că sunt o serie întreagă de dosare enorme care nu au fost anchetate sau au fost clasate. Și atunci evident că apare o întrebare, bine, ok, merită să fie condamnați, dar nu cumva sunt condamnați pentru lucruri mai mici decât chestiunile cu adevărat grave care probabil ar zgudui din temelii întregul eșafodaj politic românesc? Aici aș avea două remarci de făcut. Una care ține de modul de funcționare al instituției, pentru că procurorii sunt cei care practic pun în mișcare întregul mecanism, în mișcare întreaga acțiune penală
Și ei, practic, în cazul procurorilor, deși tot magistrați, spre deosebire de judecători, există acest principiu al subordonării ierarhice și contează foarte mult superiorul cât de mult apasă pe, dacă îmi permiți această formulare, cât de mult apasă pe accelerație. Sunt situații în care în mod adins sunt urmărite cauzele minore și sunt alte situații în care sunt urmărite cauzele majore. Deci contează foarte mult legătura dintre procurorul de caz și superiorul ierarhic. A doua observație pe care vreau să o fac ține foarte mult și de disponibilitatea instituțiilor de a ajunge la marile dosare de corupție. Și aici cumva se extinde de la procurori și către cât de mult au procurorii la dispoziție din ceea ce înseamnă sprijinul altor instituții. Și noi chiar în perioada de care m-am ocupat în această carte, 2017-2019, a existat o foarte, foarte mare discuție legată de sprijinul operativ din partea altor instituții. În clipa în care ai o instituție, cum este DNA-ul, care nu primește ceea ce dorește să primească în ceea ce înseamnă supraveghere operativă, pentru că sunt specificul faptelor de corupție că nu lasă urme. Ar fi o temă extraordinară de cercetare, sociologie juridică poate, sociologie judiciară, să iei toate aceste dosare, să vezi în ce condiții s-a dat mită. Că practic ăsta este obiectul principal al corupției, ăsta e vehiculul principal al corupției, mita. Că o dai, că o primești, că o intermediezi și să vezi în ce condiții s-a dat mita. Păi dacă două persoane se întâlnesc în vârf de munte și îi dă mita în rucsacul de munte, cum poți tu demonstra că la momentul X s-a dat mita? Fără să știi, bineînțeles, că urmează să se întâmple acolo ca să, eu știu, să organizezi un flagrant, să ai o tehnică operativă. Deci aici ține foarte mult și de disponibilitatea statului de a înzestra parchetul cu tehnică operativă. Pentru că nu cred că a existat într-adevăr acea decizie a Curții Constituționale care a decuplat SRI-ul de la anchetele DNA. O decizie, sigur, foarte discutabilă. Putem argumenta sprijinul și în favoarea și în defavoarea ei. A fost o mană cerească pentru corupți. Mană cerească. Da. Dar în același timp trebuie să recunoaștem că după acea decizie foarte multe, foarte multe dosare de corupție au fost. Eu trebuie să-ți mărturisesc ceva, că sunt situații în care mi-aș fi dorit ca telefonul meu să fie ascultat. Pentru că sunt telefoane pe care le-am primit, absolut revoltătoare, dar nu pot demonstra. Dar nu pot să spun că X, Y, Z mi-au dat niște telefoane cu anumite cerințe inacceptabile. Da? Dar m-aș fi bucurat ca cineva să le înregistreze. Da? Însă, Nicolae, tu spui în introducerea cărții că anii petrecuți la European College of Liberal Arts te-au ajutat foarte mult. Și trebuie să spun ceva. Știi că aveam subiectele alea de eseu. Da? Că în fiecare săptămână la ECLA, studenții noștri trebuiau să scrie ceva. Dar în fiecare săptămână. La un moment dat era o dată la două săptămâni. Deci o dată pe săptămână sau o dată la două săptămâni studenții noștri scriau și după aia aveau tutoriale cu noi, da? Câte jumătate de oră stăteam și le explicam ce au făcut bine, ce au făcut prost și cum poate să facă mai bine. Și mă gândeam la două subiecte de eseu pentru asta. De-al minte le folosesc la cursurile mele de retorică. Una ar fi: corupția e un rău necesar, da? Pro și contra. Și corupția e inevitabilă într-o democrație. De-al minteri, mâine la școala de cadre avem un atelier și trebuie să aibă loc o dezbatere pe această temă. Corupția e inevitabilă într-o democrație. Cum reacționezi la asta? Și vorbește puțin și despre experiența de la Berlin. Mulțumesc mult, domnul profesor. Deja vreau să-mi intru în rolul de autor de eseuri.
Dar pentru că m-ai întrebat de experiența de la ECLA și cum a ajutat, prefer să o încep cu aceasta mai înainte. Păi, ECLA mi-a furnizat metoda. Dincolo de experiența intelectuală valoroasă pe care am avut-o, ECLA, European College of Liberal Arts, mi-a furnizat metoda. Pentru că mi-am dat seama că sunt subiecte mari care nu pot fi înțelese dacă nu le vezi din mai multe perspective. Și sunt aceste subiecte mari care pot fi apropiate cu ajutorul diferitor domenii științifice, nu libertatea, să luăm exemplul libertății. O înțelegem, citim literatură relevantă, vedem filme. Și cred că aici a fost marele sau unicitatea acestei instituții, că a ales câteva teme pe care le-a abordat din mai multe puncte de vedere, într-un ceea ce am putea noi numi astăzi interdisciplinaritate. Și la fel am încercat să fac și aici cu problema corupției. Sigur, au existat anumite limite firești de spațiu. Nu am discutat cât de mult mi-aș fi dorit cum putem înțelege corupția și transformările ei din perspectiva literaturii. Din perspectiva literaturii, din perspectivă religioasă, pentru că iată, apropo că vorbeam de felul în care se poate schimba mentalitatea. Pentru prima dată în perioada 2017-2019, Biserica Ortodoxă Română, prin purtătorul de cuvânt, a intervenit în dezbatere, chiar în zilele acelea fierbinți cu ordonanța de urgență 31, a intervenit în dezbatere și a spus, practic, a vorbit despre corupție, ceea ce nu este... Vasile Bănescu. Acum trebuie spus ceva, că Vasile Bănescu este extraordinar în multe privințe, însă el spune lucruri juste, așa, și curajoase, însă nu le spune altcineva. Și ai impresia că e un fel de siguranță, ca o siguranță electrică. Dacă se produce un scurt circuit, cine sare? Vasile Bănescu, da? Și mă rog, șeful cel mare rămâne cumva protejat, da? Și nu spune nimic pe tema asta, ca să nu supere tocmai pe unii care sunt foarte apropiați, dacă totuși ne amintim cu toții de premiul de decorația Brâncoveanu dată cu știm și alte lucruri de genul ăsta. Adică Bănescu este foarte bun în ce spune. Recent a avut niște luări de poziție excelente. Însă ai impresia cumva că e lăsat să vorbească tocmai pentru ca alții să nu spună nimic. Acum, dacă vorbim de alții, eu am mai ascultat, dacă vorbim de alții, să vorbim de ierarhia sinodului, eu am ascultat într-o predică și chiar am ținut să o citesc, deși nu era subiectul discuției. Am ascultat-o într-o predică de Crăciun a preasfințitului Damaschin Dorneanu. Și spune, citez, deci în acea predică a spus: corupția e un păcat, nu e doar fără de lege, o încălcare a unei legi pământești. Dumnezeu nu binecuvintează nici pilele, nici plicul, nici nedreptățile. Probabil că dacă am stat să ascultăm, probabil că ar mai fi și astfel și alte intervenții. Însă, deci există și alții care să vorbească despre astfel de lucruri, însă ceea ce nu este într-adevăr, ceea ce nu este, și aici este un lucru, să spunem, este un șantier care nu că e în lucru, dar nici măcar n-a fost deschis. Să incluzi corupția și problemele care țin de aceasta într-o anumită teologie socială a bisericii, într-o anumită pastorație a bisericii. Asta da, asta se poate face și se există într-adevăr nu doar învățătura, să spunem, academică, ci și pastorația credincioșilor să se facă, da, în sensul acesta. Nicolae, te-ai cam derobat de la subiectele mele. Da? Corupția e inevitabilă într-o democrație? Sau corupția e un rău necesar? Ia să auzim. Corupția e inevitabilă într-o democrație. Aici aș avea o oarecare rezervă. A zice corupția mai degrabă inevitabilă în capitalism.
în capitalism, pentru că avem experiența chineză care ne arată că poate exista un capitalism și fără democrație. E adevărat, nu capitalismul pe care îl gândeau Max Weber și cei de după el, ci aici da, corupția este inevitabilă în condițiile capitalismului și oriunde circulă banii, circulă și corupția. Întrebarea este cât din această corupție prezintă, afectează interesele statului și serviciile publice. Pentru că în clipa în care tu plătești 50% salariul tău, aproape 50% taxe și impozite și nu beneficiezi de serviciile, eu știu, practic noi plătim aproape cât plătesc nordicii, poate un pic mai puțin. Dar serviciile publice oferite de statul român față de statul norvegian, statul suedez, statul finlandez, statul danez, ai fost ambasador în Danemarca, sunt infinit mai, oricum nu infinit, oricum mult, mult mai slabe, deși plătim aproape același nivel. Cum se explică? Simplu, prin corupție. În clipa asta corupția e o problemă, reprezintă o problemă. Sigur că corupție poate exista și în Danemarca, corupție există și în Suedia, însă la un nivel care nu afectează viața cetățenilor. E marginală, exact, și nu afectează viața cetățenilor. Da. Nu, pentru că adesea auzim asta în România, că și alții sunt corupți ca noi. Nu, nu e adevărat deloc. Sunt țări în care, dacă există corupție, este marginală. Eu mi-aduc aminte că atunci când eram ambasador, danezii mai vorbeau despre un primar care în urmă cu 20 și ceva de ani făcuse ceva care nouă ni se pare un fleac. Pusese niște muncitori care lucrau pentru primărie să-i facă lui niște reparații acasă. La noi nici măcar nu e, mă rog, perceput asta ca fiind corupție. Și ei mai vorbeau după 20 și ceva de ani despre cazul primarului din Velbu. Deci n-are nicio legătură. Da? Însă mulți români se consolează în felul ăsta. Și da, și olandezii sunt corupți, și ăia sunt. Nu, nu e adevărat. În niciun caz în același fel și în aceeași proporție. Dar nu mai avem mult în emisiune. Și vreau să spun pentru ascultătorii noștri că Nicolae Drăgușin are o activitate publicistică foarte bogată. Este un extraordinar de harnic traducător. Nu apucăm să evocăm toate traducerile pe care le-ai făcut, însă aș vrea să evoc două traduceri în mod special, pentru că autorul îmi este prieten. Și anume Daniel Mahoney, profesor în Statele Unite, acum s-a pensionat. A fost multă vreme, 30 ceva de ani, profesor la Assumption College sau Assumption University din Massachusetts, universitate catolică, evident. Și Daniel Mahoney va preda de-al minte la școala de cadre, va ține un curs în ianuarie sau februarie. Daniel Mahoney a scris destul de mult. A scris despre De Gaulle, a scris despre Raymond Aron, a scris despre Pierre Manon, a tradus Pierre Manon în engleză. Ultima lui carte este splendidă, The Statesman as Thinker, da, omul de stat ca gânditor. Însă tu, Nicolae, ai tradus două cărți despre Solzhenitsyn. Două cărți minunate, una despre depășirea ideologiei și cealaltă despre celălalt Solzhenitsyn, și vreau să le evocăm rapid pe Mahoney și toată discuția legată de Solzhenitsyn. Mai cu seamă în contextul de astăzi. Da, cele două cărți scrise de profesorul Mahoney, prima a apărut la editura Polirom în 2011, dacă nu greșesc. Țin minte, ca să facem legătura, eram cu un picior de plecare la ECLA când mi s-a cerut bunul de tipar pe traducere, deci trebuie să fi fost 2011. Și se intitulează Dincolo de ideologie, iar a doua a apărut la editura Doxologia a Mitropoliei Moldovei, o editură pe care eu admir foarte mult, o editură foarte, foarte, cu o ofertă editorială bogată, celălalt Solzhenitsyn. A apărut în 2017, dacă nu greșesc.
În esență, în prima carte, Daniel Mahoney practic vrea să arate cum Solzhenitsyn a combătut ideologia. Practic, discuția despre felul în care Solzhenitsyn a dat o lovitură mortală ideologiei, sistemului comunist, a fost tocmai prin ieșirea din mirajul acesta ideologic și prin întoarcerea la faptele realității. A doua carte, apărută la Doxologia, îl discută pe un Solzhenitsyn ceva mai târziu, un fel de, cum am spune noi, Solzhenitsyn cel matur, Solzhenitsyn cel în vârstă, cel bătrân. Cel bătrân, da? Cel care după 89 a avut niște luări de poziție mai discutabile pentru unii, în special în ceea ce după 2000, când știm cu toții a venit la putere Vladimir Putin. Sigur, între timp Solzhenitsyn a murit. Putem face un exercițiu așa contrafactual să ne gândim ce ar fi spus astăzi dacă ar mai fi trăit. Probabil convingerea mea este că Solzhenitsyn ar fi condamnat această oroare pentru că a scris ceva despre tema asta. Dacă cumva se ajunge la, Doamne ferește, la un război între Rusia și Ucraina, îi îndemn pe fiii mei să nu participe la o asemenea oroare. Și mai e încă ceva. Putin într-adevăr s-a dus la Solzhenitsyn cu flori, i-a adus decorația acasă, lua notițe când vorbea Solzhenitsyn, însă asta Solzhenitsyn i-a dat sfaturi și după aia Solzhenitsyn însuși a spus: eu i-am dat sfaturi, dar n-a făcut nimic cu ele. Da? Adică Putin, care e un caghebist cameleonic, s-a băgat pe sub pielea lui Solzhenitsyn, mai cu seama doamnei Solzhenitsyn. Și asta nu înseamnă că Solzhenitsyn este părintele spiritual al lui Putin, Doamne ferește. Dimpotrivă, de fapt, cred că unul dintre textele cele mai grozave ale lui Solzhenitsyn în perspectiva actuală este un text despre responsabilitatea colectivă. Pentru că eu cred că va veni momentul în care națiunea rusă va trebui să își facă examenul de conștiință. Pentru că ce se întâmplă acum nu se întâmplă doar pentru că Putin e nebun. Există o vină colectivă și ea va trebui cândva analizată, pentru că marea problemă în societatea rusă este lipsa de busolă morală. Faptul că victimele și călăii sunt puse la grămadă. Eu am fost la Moscova în 2008 la un congres dedicat lui Solzhenitsyn și președintele Medvedev a trimis un mesaj către congres în care spunea că Solzhenitsyn e un mare patriot. Un mare patriot, atât. Nimic mai mult. Nimic despre Gulag, nimic despre felul cum a fost expulzat din Uniunea Sovietică. Nimic din toate lucrurile astea, nimic din denunțarea stalinismului. Ori așa, patrioți sunt toți, și Stalin, și Solzhenitsyn, și Dzerzhinsky, și Berdiaev. Adică e un amestec teribil, o confuzie morală extrem de gravă. Da, așa este. De altfel, lămurirea, clarificarea trecutului este un subiect foarte important la Solzhenitsyn, cel puțin așa cum îl prezintă Mahoney. Și sigur că e cu atât mai important că ai spus tu lucrul acesta, pentru că nu cred să mai existe în România cineva care să fi citit întreaga Roată Roșie. Uriașul volum Roata Roșie. Asta cred că impresionează și pe Solzhenitsyn, pentru că în 2003 am participat la un congres, un mic colocviu, de fapt, dedicat lui Solzhenitsyn la Harvard. Și au venit și doi dintre băieții lui Solzhenitsyn, iar eu am vorbit despre Roata Roșie.
Și probabil au raportat acasă, uite, am găsit un român care a citit toată Roata Roșie. Și după aia la Moscova tot despre Roata Roșie am vorbit și la Paris din nou m-a invitat doamna Solgenițin să vorbesc tot despre Roata Roșie. Luăm o scurtă pauză publicitară acum și mai continuăm încă câteva minute după aceea pentru a încheia discuția noastră. Metope. Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu. Am revenit în direct împreună cu Nicolae Drăgușin. La începutul emisiunii am vorbit despre cartea lui Totul nou pe frontul anticorupției, apărută în 2021 la editura Humanitas. Iar în minutele de dinainte de pauză vorbeam despre traducerile sale din Daniel Mahoney, un profesor american de științe politice, de filozofie politică mai exact, care a scris două cărți remarcabile despre Solgenițin. Și Solgenițin cred că e foarte actual în contextul de acum, în contextul de acum în care Rusia efectiv devastează Ucraina. Și ne întrebam amândoi ce ar fi spus Solgenițin acum. Eu cred că ar fi fost oripilat și că ar fi condamnat această imensă crimă pe care o săvârșește regimul Putin. Da, Solgenițin, opera lui Solgenițin este impresionantă și foarte actuală, pentru că discută într-adevăr problemele acestea dintre națiunea rusă, națiunea ucrainiană în cadrul Imperiului Țarist și apoi în cadrul URSS. Discută iarăși problema dintre ruși și evrei. Știm cu toții ce pogromuri au avut loc în Rusia țaristă. Deci practic pune în discuție în cărți ample acest mod, el practică acest mod în care acest mod de a clarifica din punct de vedere moral și de a-ți asuma un trecut așa cum a fost el, cu bunele și cu relele sale și de a-l vedea sigur în foarte multe nuanțe. Ori acest lucru nu cred că este foarte la îndemâna oricui, pe de o parte, și pe de altă parte nu cred că poate fi făcut într-un mod care să inspire această măcar aparență de obiectivitate. Sigur, lucrurile sunt foarte complexe, dar ai nevoie într-adevăr de o statură morală deosebită și de o experiență de viață și de o capacitate analitică ca să pui în pagină astfel de lucruri atât de dificile. Și mai ales, deci Solgenițin este omul care să aibă și etos și patos și logos. Este un om care și-a conceptualizat propria experiență de viață, să nu uităm, a învins un cancer. A trăit într-un pavilion al canceroșilor și acum citez. Deci discută subiectele mari, subiectele grave din existența umană și asta îi dă sigur un organ foarte specific pentru a înțelege trecutul recent. Prin urmare, este absolut lăudabil că există aceste cărți și încă și mai lăudabil a zice că există traduceri din Solgenițin în limba română. Da, asta spuneam. Că Mahoney le-a scris, dar bravo ție că le-ai tradus și bravo editorilor că le-au publicat. Nu ziceam de mine că le-am tradus, ci că sunt traducere direct din Solgenițin. Deci Solgenițin este destul de tradus la noi și asta este un lucru extraordinar de bun. Da, așa este, excepția notabilă a Roții Roșii. Roata Roșie este imensă, da? Este ceva colosal, nu poate traduce un singur om așa ceva, e nevoie de o echipă. În Franța a lucrat o echipă coordonată de un mare profesor, o couturier care era la noi, la Ecole Normale Supérieure. Da? Și este un proiect colosal. Și mai mult decât atât, Roata Roșie nu este pentru un public românesc, e pentru un public francez, pentru un public german, pentru un public pentru un public englez, deci cititor de limba engleză, pentru că la noi piața este foarte mică și se preferă în general cărțile restrânse.
cu mai puține pagini. Nicolae, eu cred că nicăieri nu e multă lume care să citească mii de pagini. Un volum are 1000 de pagini. Sunt vreo 8 12 volume. Nu, mă rog, în ediția franceză sunt 8 volume. Da? Deci e imens, e un raft de bibliotecă. Da, cred că trebuie să încheiem această agreabilă conversație. Tu ai mai tradus și alte lucruri. De pildă ai tradus memoriile generalului Wrangel. Foarte important, da? Cu câțiva ani. Da. Am fost impresionat că ai făcut așa ceva și continuă, da? E minunat că ai atâta entuziasm pentru traduceri. Eu cred că un traducător este un om generos, da? Și chiar îți mulțumesc că faci acest lucru, că pui la dispoziția publicului românesc niște cărți minunate care alminte poate n-ar fi cunoscute și sunt foarte necesare. Eu mulțumesc pentru aceste cuvinte frumoase și doar atât mai vreau să spun că alături de cărțile lui Daniel Mahoney ar sta tare bine, cred, și cărțile lui George Niva. Fără îndoială, mare specialist în Solgeniții. Vă dau întâlnire tuturor săptămâna viitoare, tot așa, la ora 2, la Radio Guerilla, la Metope. Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu.